1973, ubicat ulterior în celebra colecție de infraordinar, numărul 189. Se pare că doar evenimentul, insolitul extraordinar, le spune ceva. 5 coloane pe prima pagină a unui ziar, titlurile majore. Premiile încep să existe doar atunci când derează și, în plus, există cu atât mai mult, cu cât sunt mai mulți morți. Avioanele doar atunci când sunt deturnate. Mereu un fundal trebuie să fie un scandal, un pericol, ca și cum viața s-a revelat doar prin spectacular, ca și cum ceea ce contează cu adevărat ar fi mereu anormal. Cataclisme naturale, revolte istorice, conflicte sociale, scandaluri politice. Cotidienele vorbesc despre toate în afară de cotidian. Ziarele mă plictisesc, nu mă învață nimic. Ceea ce îmi povestesc nu mă interesează. Nu îmi pune întrebări și nici nu răspunde la întrebările pe care le pun singur sau pe care aș vrea să le pun. Ceea ce se întâmplă cu adevărat, experiența zilnică, restul, tot restul, unde e? Ceea ce se întâmplă și ceea ce se repete în fiecare zi, banalul, cotidianul, evidentul, comunul, obișnuitul, infraobișnuitul, zgomotul de fond, cum am putea să ne dăm seama de el? De unde să-l aducăm? Cum să-l descriem? Ceea ce trebuie să întrebăm sunt cărămida, betonul, sticla, felul în care le comportăm la masă, ustensilele, uneltele, felul în care le petrecem timpul, ritmurile noastre. Ceea ce pare a fi încetat, să ne mai mire. Descrieți-vă pe ochi astral, apoi descrieți o apă. Comparați descrierile. Faceți inventarul propriilor buzunare pe cel al genții voastre. Întrebați-vă despre proveniența, folosirea și soarta fiecărui obiect pe care îl scoateți de acolo. Puneți întrebări lingurițelor. Oare ce se ascunde sub tapetul de pe perete? Ceea ce mă interesează de fapt este că aceste întrebări par triviale și fără de rost. Ori tocmai asta le face mai importante, asta le face importante, dacă nu și mai importante decât altele, prin care am încercat în van să înțelegem propriul nostru adevăr. Am încheiat citatul. Dispozitiv numărul 2. Citat din Diderot, perspectiv de modificațion conflict la mari cotidien. Apărut în revista internațională Situaționist, numărul 6, în 1961. Viața de zi cu zi este guvernată de regimul insuficienței. Insuficiența timpului liber și a posibilităților de folosire ale acestuia. Trebuie să credem că cenzura exercitată de oameni asupra propriei lor vieți cotidiene este explică prin conștiința insuportabilei tale miderii și, în același timp, prin senzația poate nemărturisită, însă în mod inevitabil trăită, că toate posibilitățile reale, toate dorințele nematerializate, există la fost în cotidian și în niciun caz în activități specializate sau medicale. În aceste condiții, a reprimat problema politică legată de miseria vieții cotidiene înseamnă a reprima revendicările referitoare la posibilă sa bogăție. Revendicări care ar putea duce la nimic mai puțin decât la o reinventare a revoluției. Revoluția vieții cotidiene, care este actuala sa rezistență față de factorul istoric și față de orice tip de schimbare, va crea condițiile în care prezentul domină trecutul, iar aspectele creative ale vieții predomină față de cele repetitive. Am încheiat citatul. Dispozitivul numărul 3. Expoziția de față, dincolo de faptul că pune în scenă dispozitive, este ea însăși un dispozitiv. Folosind obiectele cotidiene, ea încearcă să exploreze ceea ce se află dincolo de aspectul obișnuit, funcțional al acestora. Oare ce se ascunde sub tapetul de pe perete? Propriul nostru adevăr? Mulțumim!